Ministrul interimar al educației Sorin Câmpeanu precizează că în prezent există cadrul legal care permite școlilor să decidă trecerea la activitate online dacă acest lucru este stabilit de consiliile de administrație ale fiecărei unități de învățământ împreună cu Direcția de Sănătate Publică. Răspunsul lui Câmpeanu vine după ce Consiliul Național al Elevilor a solicitat trecerea în online a școlilor. 13.000 de elevi și alți 4.400 de profesori s-au infectat cu SARS-CoV-2 la mai puțin de o lună de la începutul anului școlar. Solicită un drept pe care îl au. Este suficient să citească Ordinul Comun de Ministru, Educație, Sănătate. Ministrul Educației are datoria să asigure dreptul la educație, Ministrul Sănătății dreptul la sănătate. Și o să constate că acest lucru este cuprins la articolul 3, aliniatul 2, coroborat cu articolul 6, aliniatul 9. E un ordin de câteva pagini prin care se permite trecerea în online la decizia Consiliului de Administrație prin consultare cu DSP. Deci, practic, acești părinți nu cred că sunt chiar cei mai reprezentativi, sau îmi place să cred că nu sunt cei mai reprezentativi, cer ceva ce există. E mai ușor să citească înainte de a cere. Federația Națională a Asociațiilor de Părinți le-a trimis miniștrilor Sorin Câmpeanu și Ceche Otilo o scrisoare prin care solicită ca elevii să revină la cursurile desfășurate în sistemul online. Aceștia consideră că învățarea ar trebui să aibă loc de acasă în localitățile în care rata infectării a depășit 6 la 1000 de locuitori.